Înainte ca să citim Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să apreciez foarte mult invitația pe care fratele moldovan mi-a făcut-o să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară. Este o bucurie deosebită și să fiu împreună cu pastorul Bustan. După cum vedeți, mi-am lăsat și o barbă în speranța să ajung și eu cel puțin faimos acum pe ultima parte a vieții mele. Vladimir, să știi că barba vine de la bărbat. Okay. Unul dintre motivele foarte serioase pentru care mi-am lăsat barba este că eu am plecat de la o biserică pe care am păstorit-o 10 ani și am plecat puțin supărat pe ei și mi-am lăsat barba să nu mai seamăn cu pastorul care a fost la biserica aia, să nu mă mai confunde nimeni cu pastorul de la biserica aceea. Sunt bucuros să fiu acasă la Oradea, cu toate că eu sunt născut în județul Arad, dar știți bine că orice bărbat serios e din satul lui nevastă sa. Așa că m-am făcut bihorean, așa de mult am iubit orașul acesta și m-am integrat în acest oraș, încât ori de câte ori vin în România, vin la Oradea. Mă duc și pe la părinți, pe acasă, așa, vreo câteva ore să-i văd, dar vin și stau în orașul unde s-au întâmplat, aș putea spune, cele mai importante lucruri din viața mea. Unul dintre aceste lucruri foarte importante a fost construirea Bisericii Betel. Regret că n-am văzut nicio mână ridicată, sau eu nu mai văd bine, probabil, așa, dar... Poate că generația noastră, cei care am participat la construirea acelei biserici, este pe cale de dispariție. Aș vrea să ne aducem aminte, cei care avem nevoie să știm aceste adevăruri, că înaintașii noștri, cei care au fost înaintea noastră, n-au fost numai niște informatori ai securității, numai niște colaboratori a regimului comunist. Și au fost și oameni extraordinari. Și în Bihor, în Oradea, a fost o comunitate de credincioși pentecostali absolut extraordinar, nemaipomeniți, care în ciuda comunismului și a regimului lui Ceaușescu au construit o biserică fără autorizație. Vreau să vă spun câteva lucruri, pentru că sunt dator față de propria mea conștiință și față de cei cu care am muncit pe vremea aceea și am jertfit să spun aceste lucruri. Timp de 20 de ani, biserica aceea a cerut autorizație în fiecare an, a cerut autorităților județului Bihor aprobare să construiască o biserică. A fost refuzat de fiecare dată. Ne-am dat seama că singura modalitate de a construi o biserică în epoca aceea era să-i păcălim pe cei de sus. De fapt, ne-au sugerat-o ei să cerem o autorizație de a acoperi curtea cu sticlă să nu ne ploaie. Și apoi să facem ce vrem, că ei o să ne amendeze pentru treaba asta, așa că pe răspunderea noastră construiam o biserică, ei pe partea cealaltă apărau sistemul și lucrurile o să fie bine. Ar fi fost ok dacă noi n-am fi făcut o biserică peste așteptările lor. Până la construirea sălii de sport din Oradea, biserica numărul 1, cum îi spunea atunci, Biserica Betel, a fost cea mai mare clădire publică din oraș. Când ei și-au dat seama, când comuniștii și-au dat seama că noi am construit ceva dincolo de imaginația lor, au intervenit în mod brutal. În primul rând ne-au dat amenzi câte 9.000 de lei pe vremea aceea pe zi. Eu ca inginer constructor aveam un salar de 2.500 pe lună și primeam amendă 3.000 de lei în fiecare zi. Păstorul bisericii, eu constructorul și responsabilul bisericii, 9.000 de lei pe zi. Decizia noastră în perioada aceea a fost să plătim în fiecare zi amenzile și să construim mai departe. Am plătit 10 zile. S-a adunat 90.000 de lei. O dacie pe vremea aceea era cam 70.000 de lei, nouă nouță. Trebuia, dacă aveai bani, puteai să-ți cumperi.
Când și-au dat seama că noi suntem hotărâți să construim cu prețul acesta, cu 9.000 de lei pe zi, ne-au dat în tribunal următoarea zi. Și-au urmat procese pe care le-am pierdut de fiecare dată, la tribunalul orășenesc, la tribunalul județean. Fiecare decizie a fost demolarea bisericii și reducerea ei la forma inițială. Vreau să vă spun că în perioada aceea, frații de la biserica numărul 1 au dat dovadă de un eroism extraordinar. Am hotărât să avem biserică în fiecare zi. În fiecare zi am făcut evangelizare. Imaginați-vă o sală fără geamuri, fără bănci, nu aveam unde să stăm. Stăteam pe niște improvizații, pur și simplu niște improvizații de bile, de brad, de scânduri, tot ce s-a putut, am făcut scaune la biserică. Și oamenii veneau să asculte Evanghelia în fiecare seară, pentru că ziceam noi, dacă facem evangelizare, ceea ce ne-a trimis Domnul să facem, Domnul ne va păzi și vom fi și aici atunci când vor veni echipele de demolare. E bine, n-au venit echipele de demolare, dar s-au întors la Dumnezeu sute de oameni în perioada aceea. Sute de oameni. Am un respect deosebit pentru o serie de frați păstori din timpul acela care au venit să predice Evanghelia la noi. Majoritatea ne-au ocolit, mai ales conducerea cultului de pe vremea aceea, pur și simplu nu voiau să știe că existăm, nu voiau să intre în curtea bisericii. Ei bine, ultimul lucru care l-am hotărât să-l facem atunci a fost să mă duc la Ceaușescu, să mă duc la București, să încercăm o rezolvare a situației în care noi ne găseam. În cartea mea este un memoriu semnat de câteva sute de frați din Oradea. Vreau să vă imaginați în perioada aceea când îți puneai semnătura pe un asemenea memoriu adresat președintelui statului, îți asumai un risc extraordinar de mare. Puteai să fii dat afară din serviciu. Oamenii aceștia au semnat. Cu semnăturile lor m-am dus la București. Ei bine, n-am reușit să ajung la președintele statului, pentru că eram prea mic pentru un om așa mare, dar am ales să îl caut pe un membru al Comitetului Central, pe nume Turcuș, era din Bihor. Și am zis, mă duc la un bihorean, eu un bihorean, nu? Prin nevastă mea. Mă duc la tovarășul Turcuș. Și ăsta m-a primit, domnule, spre surprinderea mea. După niște peripeții teribile, prima dată mi-a zis că îmi trebuie trimitere de la Departamentul Cultelor. M-am dus la Departamentul Cultelor, care mi-a cerut trimitere de la cult la Departamentul Cultelor, ca Departamentul Cultelor să mă trimit acolo. M-am dus la cult, am intrat în biroul, am zis că încep cu aia mai mici, în biroul secretarului cultului pe vremea aceea, Trandafir Șandru, care mi-a spus, zice, du-te, domnule, la ăla mare, care l-am dus la ăla mare, la Bocheanu. Și ăsta zice, domnule, du-te la celălalt, că ăla-i cărturarul aici. Iar m-am dus la cărturar acum și când i-am spus că am venit la el pentru că e cărturar, zice, du-te la fariseu. Așa că între cărturar și farisei m-am trezit fără trimitere. Ce mă fac fără trimitere, domnule? M-am dus înapoi fără trimitere la Comitetul Central. Eram atât de naiv pe vremea aceea, în credința mea, că nu am văzut... Eu eram urmărit pas cu pas unde mergeam și ce făceam. Când am intrat în antecamera biroului tovarășului Turcuș, ăsta a ieșit din birou, și zice, vai nepoate, de când nu te-am mai văzut? Mi-a tras un pupic, m-a îmbrățișat, hai să bem o bere. Și cu unchiul am ieșit la bere. Am ieșit până în fața clădirii Comitetului Central, în parcul acela din jurul salei palatului și mi-a zis, spune-mă că aici nu sunt microfoane. Dintr-o dată n-am mai fost rudă cu el. Și am început să-i spun, tovarășe, uite ce se întâmplă, am construit o biserică, am fost amendat, suntem în tribunal, vor să demoleze, suntem aproape 3.000 de oameni. Noi nu vrem să ajungem la Europa Liberă, la Senatul American, vrem să rezolvați dumneavoastră. S-a oprit dintr-o dată, a pus mâinile în șolduri și s-a spus, bă, tu ești pocăit? Sigur că da, am zis.
Ce, bă, băiatule, băi, numai Dumnezeu vă poate ajuta, mă. Vă mărturisesc că dacă vreodată în viață mi-a fost rușine că sunt pocăit, nu? Atunci mi-a fost. Trebuie să mă duc eu să-mi spună chestia asta, Comitetul Central, că Dumnezeu mă poate ajuta? Ce fel de pocăit sunt eu, domnule? L-am surprins acum, m-am dus eu și l-am pupat pe el și am mulțumit în numele Domnului pentru revelația asta. Dumnezeu mi-a vorbit prin Comitetul Central și am venit acasă știind ce am de făcut. S-a meritat să mă duc să-mi spună Comitetul Central că Dumnezeu ne poate apăra, nu? Doamne, credința noastră cum funcționează. Frații de la unul, țin minte că am decis atunci să nu mai facem nimic. Și am rostit probabil una dintre cele mai impertinente rugăciuni din viața mea. Am zis, Doamne, noi ți-am făcut o biserică, dacă ți-o trebuie, păzește-o. Acum e rândul tău. Dacă ți-o trebuie, păzește-o. Dacă vrei să râdă ăștia de noi și să-și bată joc de noi, fă-o, da? Noi îți promitem că o să vestim Evanghelia aici pe mormanul ăla de cărmizi, dacă vrei să ne molezi, da? Noi nu plecăm de aici. Știți ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. N-a mai venit nicio amendă, nu ne-a mai vizitat nimeni. S-a lăsat o liniște din aceea totală de luni de zile. Am continuat cu evangelizările. Trebuia să facem un botez, aveam aproape 150 de candidați de botez. Oameni care s-au pocăit atunci, în perioada aceea. Dar unde să-i botezăm pe ăștia? Că n-aveam unde să-i botezăm și am hotărât noaptea să facem bazinul de botez. Lucram noaptea, am terminat bazinul de botez și n-a venit nimeni să ne deranjeze. Pe urmă am prins curaj și am terminat toată biserica. Și n-a mai venit nimeni să ne amendeze de nou. Pentru că atunci când Dumnezeu lucrează, uneori nu se întâmplă nimic. Dumnezeu te păzește. Dacă biserica aia este încă acolo, pe care n-au putut-o demola comuniștii, este că Dumnezeu a fost mare și puternic. M-am simțit obligat să spun lucrurile astea, să le scriu. Vă mărturisesc că am luat decizia asta cu foarte mare greutate. Am fost odată cu cineva care povestea cum a construit el biserica și mi-a fost așa de jenă de modul în care s-a lăudat, că am hotărât să nu spun la nimeni ce s-a întâmplat cu noi. Pentru că n-aș vrea nici nimeni vreodată să creadă că noi am fost niște eroi. N-am fost. Am fost erou prin naivitate. Că dacă aș fi știut ce se întâmplă, nu cred că m-aș fi făcut ce am făcut. Și n-am vrut ca meritele acestea să mi le asum vreodată. Și vă mai spun altceva, nici bisericile pe care le-am păstorit, eu n-am spus despre astea niciodată în bisericile pe care le-am păstorit. Dar așa cum spunea și Bogdan, vine o vârstă când trebuie să scrii istorie. Devii istoric. Îți lași barbă și scrii cărți de amintiri, de istorie. Am simțit această nevoie să mă vindec pe mine însumi. Fiecare dintre noi, spunea cineva, suntem cumulul poveștilor vieții noastre, a istoriilor noastre. Asta suntem. Toate amintirile care s-au adunat creează povestea vieții noastre. Dacă mergeți la spital și vizitați un bolnav, veți vedea că omul acela vrea să povestească. La început cum s-a îmbolnăvit, cum suferă boala și așa mai departe, dar pe urmă trece la povestea vieții sale, pentru că fiecare dintre noi avem o nevoie extraordinară de a spune această poveste. Spunând povestea vieții noastre, ne vindecăm pe noi înșine. Sunt 20 și ceva de ani de la Revoluție. Ori de câte ori vin în România, retrăiesc sentimentele acelea de groază, de spaimă, de nesiguranță pe care le-am trăit atunci. Nu m-am vindecat nici acum. Unul dintre motivele pentru care am decis să nu mă mut în România niciodată definitiv, chiar la pensie, este că nu mai suport sentimentele acelea. Mă simt în nesiguranță și acum.
ce s-a întâmplat cu noi în perioada aceea, am considerat multă vreme cel mai important lucru care s-a întâmplat în istoria mea, în viața mea de credincios. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar nu l-am cunoscut pe Dumnezeu într-un mod atât de personal, implicat atât de evident în ceea ce făceam noi, ca în această perioadă de construire a bisericii numărul 1 din Oradea. De aceea m-am simțit obligat să pun aceste lucruri în scris. Introducerea a fost cam lungă, dar aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară câteva gânduri dintr-un text din Biblie, foarte cunoscut de noi toți, din Evanghelia după Luca, capitolul 5, începând cu versetul 17. Haideți să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și în același timp să nu dormiți la predica mea. Luca 5 cu 17. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeei din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănoc și căutau să-l aducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei, l-au coborât cu patul printre cărămizi în mijlocul adunării înaintea lui Iisus. Când a văzut credința, Iisus a zis: omule, păcatele îți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși: cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice, păcatele sunt iertate, sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu plin de frică, ziceau: azi am văzut lucruri nemaipomenite. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Cineva a avut o idee genială de a sonda viețile unor oameni spirituali, unor oameni mari ai lui Dumnezeu, să găsească punctele comune, care este numitorul comun al acestor oameni duhovnicești. Și a descoperit câteva lucruri foarte simple. Numărul 1, oamenii aceștia au fost expuși la o evanghelie practică. Au ascultat o evanghelie practică. Nădăjduiesc că în fiecare miercuri seara, dumneavoastră veți fi expuși la o evanghelie practică din predica de pe Muntea Domnului Iisus Hristos. Dacă noi suntem expuși la o, ce știu, la o evanghelie teologică, filozofică, artistică, nu se întâmplă nimica cu noi. Dacă suntem expuși la istorie, dacă suntem expuși la subtilități teologice, la analize de cuvinte grecești și ebraice, nu se întâmplă mare lucru. Probabil crește capul nostru mai mare decât de obicei. Creștem în cunoștințe. Dar viața oamenilor se schimbă atunci când învățăm ce avem de făcut mâine. Când venim la biserică duminică și suntem învățați din Evanghelia lui Hristos ce avem de făcut luni. Evanghelia practică schimbă oameni. De aceea ar fi imperios necesar pentru toți care predică Evanghelia să o găsească aplicația practică a predicii și să învețe pe oameni ce au de făcut. Pentru că dacă vii la biserică și asculți numai un discurs care te delectează intelectual sau religios, nu se întâmplă nimic cu viața ta. Oamenii spirituali au devenit spirituali pentru că au fost expuși la o evanghelie practică. În al doilea numitor comun s-a descoperit că acești oameni sunt disciplinați și practică disciplinele spirituale. Se roagă în fiecare zi, citesc Scriptura în fiecare zi,
practică celelalte discipline spirituale și sunt serioși în afacerea aceasta a relațiilor cu Dumnezeu. Nu putem să devenim spirituali peste noapte. În partea carismatică pentecostală, dacă vreți așa, a creștinismului contemporan, există mitul acesta că am putea deveni super spiritual printr-o experiență. Venim la biserică, se întâmplă ceva, sărim ca și floricelele așa, pe cuptor și dintr-o dată am devenit super, super spiritual. Nu se întâmplă asta niciodată. Dacă nu citești Biblia în fiecare zi, dacă nu ești disciplinat cu tine însuți, nu vei deveni om spiritual în urma unei experiențe. Transpirație, cum spunea și Vladimir, transpirația ta este foarte importantă. Un al treilea lucru pe care l-au descoperit studiind viețile oamenilor spirituali este că acești oameni al lui Dumnezeu de astăzi s-au implicat în lucrarea lui Dumnezeu cât mai devreme în viață și au găsit ceva de făcut pentru Dumnezeu cât mai repede în viață. Dacă ești creștin și n-ai nimic de făcut pentru Domnul, e o problemă foarte serioasă cu viața ta. În lumea din jurul tău există milioane de nevoi. Oameni aflați în suferință, în necazuri. Dacă nu faci ceva, dacă nu te implici, dacă nu auzi chemarea lui Dumnezeu și nu pui mâna, nu te duci, nu se întâmplă nici cu viața ta spirituală nimic. Mai sunt încă două lucruri care nu țin așa de mult de activitatea noastră. Se spune că un al patrulea lucru este că în viața unui om spiritual apare o persoană providențială, o relație providențială. Dumnezeu scoate în cale un om. Trimite un pustan la biserica ta să predice în fiecare miercuri seara. Te expune Dumnezeu la un mentor spiritual. Îți aduce Dumnezeu un coleg la școală care citește Biblia și e apropiat de Dumnezeu și te ajută și pe tine să ieși afară din ateismul tău sau din necredința ta sau din apatia ta religioasă. Aduce Dumnezeu o persoană providențială care schimbă viața. Uitați-vă în jurul dumneavoastră în istorie, uitați-vă în propria istorie și veți vedea că sunteți ceea ce sunteți pentru că au fost câțiva oameni în istoria noastră pe care Dumnezeu a folosit pentru schimbările care au avut loc. Și în al cincilea rând, spuneau cercetătorii, Dumnezeu lucrează prin situații pivotale, prin evenimente dramatice care produc schimbări majore în viața ta. Sunt oameni care spun, am început să-L caut pe Dumnezeu când m-am îmbolnăvit, când am avut un accident, am început să-L caut pe Dumnezeu Metusala, când s-a născut Metusala, spune Sfânta Scriptură, Enoch a început să umble cu Dumnezeu, să naște un copil, vine un mesaj de la Dumnezeu, se întâmplă un accident sau un incident. Sunt evenimente care schimbă dintr-o dată cursul vieții tale. De ce am spus aceste lucruri? Pentru că și ceea ce am să afirm în această seară este exact pe direcția aceasta. Trebuie să ne găsim nișa noastră spirituală și chemarea pe care o avem din partea lui Dumnezeu pentru a crește spiritual și a fi folositori împărăției lui Dumnezeu. Nu se poate altfel. Nu putem fi niște încălzitori de bănci în biserică. Nu asta este chemarea noastră. De ce am ales textul din această seară? Să discutăm patru lucruri extrem de importante. În primul rând, primul gând este, fă ceva radical. Fă ceva radical în viața ta. Evadează din tradițional. Ieși din obișnuit. Sparge acoperișul. Sparge capacul acela limitărilor în care te găsești până acum. Elimină obstacolele. Gândiți-vă la oamenii aceia. Au un prieten bolnav, paralizat. Îl iau cu targa, care probabil era o rogojină, o țineau de patru colțuri, nu? Și îl duc la Domnul Iisus Hristos. Ca să ajungi la Dumnezeu, te lovești de sfinți, nu? Știți povestea asta. Nu ajungi la Dumnezeu din pricina sfinților. Sfinții erau în jurul Domnului Iisus, plină casa, nu se poate intra, nu?
Și oamenii aceștia ce au spus? Băi, am venit cam târziu. Dacă veneam mai devreme, mai erau locuri. Totul e ocupat. Probabil că erau bilete de intrare, nu? Ai luat un bilet și ești numărul 2000, nu știu cât. Faci socotele, poi mâine ajungi la rând. Și atunci, ce au zis ei? Domnule, plecăm acasă, nu? O să încercăm altă dată, când e mai liber. Nu, domnule, ăștia au spus, nu se poate pe ușă, nu se poate pe fereastră, o să intrăm prin acoperiș. Spargem acoperișul și ajungem la Hristos. Facem ceva ce n-am mai făcut. Vrem prietenul nostru să fie vindecat de Hristos. Vrem să ajungem la Hristos și o să ajungem, nu contează cum. Ascultă-mă bine. Religiile noastre astea sunt așa de ancorate în obișnuit, nu? În tradiție, în ritual, în morișca asta care se învârte de fiecare dată. Puneți-vă și faceți ceva radical. Faceți ceva ce n-ați mai făcut. Cel mai frumos compliment pe care mi l-a făcut unul care, zic eu că e prietenul meu, așa, a scris un articol despre biserica noastră, biserica altfel. Și a spus, băi, băiete, mi-ai făcut cel mai mare compliment, pentru că aș fi fost absolut jignit să spui că e tot la fel. Biserica mea e tot la fel, tot la fel ca a ta, nu? La care te duci tu. Fă ceva altfel. Nu mai fă ceea ce ai făcut. Dacă ceea ce ai făcut nu funcționează, fă ceva altfel, domnule. Fă ceva ciudat, fă ceva radical. Sparge limitarea aceea pe care ți-ai impus-o singur. Ești din obișnuit. Sunt convins că oamenii aceștia, când au spart acoperișul, au riscat, nu? Te dau în tribunal, proprietarii care ai spart casa, nu? Vin aia de la asigurări după tine. Vorbește toată lumea de tine. Băi, nebune, au spart acoperișul, domnule. Ați mai auzit așa ceva? De cine credeți că vorbește lumea asta? De tipul ăsta radical, nu? De pustan. Și face cruce, domnule. Dacă merge la ortodoxi, face cruce. Acum l-am mai și văzut și am vrut să fac o poză, să săruta o legitimație de la cult. Și am zis că îl punem într-un ziar, domnule, sărută icoane. Acum. Fă ceva radical. O să vorbească lumea de ăștia, nu? Despre cine vorbește lumea? De aia care nu fac nimic, care sunt cuminți, disciplinați, fac ceea ce face toată lumea? Despre asta nu vorbește nimeni, domnule. E riscant să faci ceva neobișnuit. Biserica de astăzi are nevoie de oameni care au curajul să facă ceva radical, ceva neobișnuit. Haideți să începem cu o mică definiție a bisericii. Ce credeți dumneavoastră că este biserica? V-ați spus? V-a dat vreo întrebare de asta să vedeți o definiție? Ce este biserica, Domnului? Primul loc din Scriptură în care apare cuvântul biserică este atunci când Domnul Iisus l-a întrebat pe ucenici cine spun oamenii că sunt eu. Și ucenicii au spus, tu ești Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul le-a spus, pe piatra asta eu am să zidesc biserica mea. Este prima dată când apare cuvântul biserică. Știți că acest cuvânt biserică înseamnă adunarea la oaltă a oamenilor cu un scop, asta înseamnă biserică, oameni care se adună la oaltă cu un scop. Necazul este că noi am luat cuvântul ăsta și l-am transformat la o clădire, l-am pus pe o clădire și când spui biserică, oamenii se gândesc la o clădire, nu se gândesc la oamenii care se adună în clădirea aceea. Practic, definiția Mântuitorului a bisericii ar fi asta. Biserica este adunarea la oaltă a oamenilor care cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cât de sfânt trebuie să fie ăla care vine într-o asemenea adunare? Sau cât de păcătos este ăla care are voie să vină la biserică? Este o întrebare fundamentală, pentru că dacă ar veni cineva, așa cum spunea, la adunările noastre pe două cărări, nu?
s-au îmbrăcat urât sau cine știe cum, îl așteptăm la ușă și scoatem afară dintre noi. Nu-i așa? Eu am ajuns la concluzia că există două feluri de păcătoși în lumea asta. Păcătoși prinși și neprinși. Și păcătoșii neprinși îi scot afară pe aia prinși. Nu? Ca să nu-i prindă nimeni pe ei înăuntru. Și atunci bisericile noastre, pe zi ce trece, se formează din niște farisei care fac exact ceea ce au văzut la păstorul dinainte, ce au făcut mama și tata, să nu-i deranjează nimeni din atmosfera asta cu minte. Credeți-mă, eu am început să mă rog Domnului să-mi dea pe ăia prinși, scoși afară, să-mi trimite mie la biserică acum. Am început să mă rog Domnului pentru ăștia. În jurul bisericilor noastre există un fel de nor de martori, care sunt oameni pe care noi i-am exclus. Le-am exclus afară, i-am scos afară pentru că i-am prins cu păcate, i-am prins cu țigări în buzunar, cu droguri, cu cine știe ce, și i-am scos afară dintre noi. Afară dintre noi, păcătoși. Bisericile noastre au în jurul lor un nor mare de martori de... avem Constituție care ne învață, frate, cum să dăm afară. Dar nu avem niciun articol în Constituție să ne învețe cum să-i reabilităm, să-i ducem înapoi pe ăștia. Eu cred că biserica de astăzi ar trebui să treacă la niște măsuri radicale. În primul rând să-și redefinească cine este ea, să știe cine este ea. Și ar trebui să facem biserică pentru aia care nu merg la biserică. Pentru că toate bisericile noastre sunt făcute pentru aia care merg la biserică. Știți că cele mai mari biserici din lume sunt biserici care sunt făcute pentru aia care nu merg la biserică? Îmi spunea Doru Cârdei din Moldova, și nu vreau să vă dau exemplu din America, din Moldova. Zice, frate, de când am început să gândim așa, să facem o biserică pentru aia care nu se duc la biserică, trebuie să facem 4 servicii unul după altul. Numai în cap oamenii. Pentru că oamenii au nevoie de Hristos. Amin. Au nevoie de mântuirea Lui. Amin. Și este vremea ca biserica de astăzi să facă ceva radical. Să iasă afară din obișnuit, să spargă tavanul ăsta care ne-a limitat. Să ne deschidem porțile și să ducem Evanghelia oamenilor care au nevoie de ea. Numărul 2. Confruntă neprevăzutul. În lucrarea lui Dumnezeu există foarte mult neprevăzut. Planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg. Atunci când nu există șansă să ajungi la Domnul Iisus Hristos, când mulțimea nu este stă împotrivă, lucrul ăsta nu se potrivește cu calculul tău când ai plecat de acasă. Când l-ai luat pe omul acela cu rogojina, s-a imaginat că te duci, se deschide ușa, Domnul primește, îl vindecă și vii acasă bucuros. Dar n-a fost așa. Pentru că ai găsit ușile blocate de mulțimea oamenilor. Când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, nu totul este ușor, nu totul este facil. Nu toate ușile se deschid. Și atunci ai nevoie să știi ce să faci când te lovești de neprevăzut. În munca mea de constructor exista un capitol special de cheltuieli în toate devizele de lucrări, care se chema lucrări neprevăzute. Cheltuieli neprevăzute. Acum la noi, pe vremea comunismului, aveam o altă traducere. Lucrări nu prea văzute. Pentru că pur și simplu puneam din burtă nu tot felul de lucruri ca să cheltuim banii aia, să luăm banii aia pe cheltuieli neprevăzute. Nu? Nu prea văzute. Dar în lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna există neprevăzutul. Ce faci cu el? Ce mai mult să abandonăm, nu-i așa? Mă, nu merge aici, încercăm dincolo. Vedem așa multă lume dezamăgită, înfrântă, pentru că această confruntare cu neprevăzutul îi face pe oameni să abandoneze. Ei, ăștia patru nu. Ăștia au o soluție. Dacă nu merge pe ușă, cum spuneam, intrăm prin tavan.
Spargem tavanul și ajungem la Hristos. Nu ne temem de neprevăzut. Numărul 3. Lasă loc pentru Dumnezeu dincolo de activismul tău. E grozav să spargem tavane, să facem lucruri nemaipomenite, radicale, de care nu mai auzit nimeni. Dar există pericolul să nu mai avem loc pentru Domnul pe urmă. Să fie numai activismul nostru și numai activitatea noastră, hărnicia noastră și talentele noastre. Lasă loc pentru Dumnezeu. L-au coborât cu patru printre cărămizi înaintea Domnului Iisus Hristos. Credința acestor oameni, radicalismul lor, acțiunile lor ciudate, nu? Faptul că depășesc toate obstacolele, nu sunt suficiente. Ca să ai rezultate, trebuie intervenția lui Hristos. Lasă loc lui Dumnezeu, lasă loc miracolului, lasă loc minunii. Timpul trece și aș vrea să vorbesc despre al patrulea lucru care îmi este foarte drag și este pe inima mea. Păstrează-o permanente aducerea minte a lucrărilor lui Dumnezeu din viața ta. Nu uita niciodată binefacerile Domnului. Nici una din minunile lui nu le uita, ține-le minte. Ce s-a întâmplat după ce l-a vindecat Domnul pe omul ăsta și a luat rogojina sub braț și a plecat cu ea acasă? Știți de ce? Și de ce a dus-o acasă? Să vă spună de ce. S-a dus și a pus-o în living room, în camera de zi, pe perete. Okay? Acolo, în locul peretarului ăla cu răpirea din serai. Doamne Iisuse, asta am văzut-o la sute de români. Nu? L-a dat jos pe ăla cu răpirea din serai și a pus rogojina. Ca ori de câte ori vine acasă, să o vadă. Fă din minunea Domnului o aducere aminte permanentă. Pune cârjele alea de care te-a scăpat Dumnezeu, pune-le la intrare în casă pe perete să le vezi de fiecare dată, să vezi de unde te-a scos Dumnezeu pe tine. Vreau să închei cu o mărturie personală. Sunt 2 ani în urmă când am înțeles că trebuie să fac ceva radical. Am înțeles că nu mai pot continua să păstoresc biserica pe care o păstoresc, pentru că oamenii aceia nu voiau să fie nici păstoriți, nu aveau nevoie de Evanghelie. Și am înțeles din partea lui Dumnezeu că trebuie să încep ceva nou. În primul rând, trebuia să ne dezrobim de un sistem comunist pe care l-am moștenit în bisericile noastre, mai ales în America, este viu și nevătămat aproape în toate bisericile. Exact cum se conducea, Partidul Comunist din fabrica nu știu care, exact așa se conduce biserica în America. Poate că și la dumneavoastră mai este rămășița asta acum. Dar exista comitet, alegeri, votări, președinte, secretar, absolut toată nomenclatura Partidului Comunist, complet, toată procedura, complet. Și trebuia să ne dezrobim de asta. Nu mai puteam conduce o biserică cu metoda Partidului Comunist, trebuia condusă biserica cu metoda lui Hristos, de undeva din Biblie, Domnule. Nu din moștenirea asta, trebuia să ne eliberăm. În al doilea rând, trebuia spart această paradigma bisericii, pentru că nu vă supărați pe mine, dar bisericile noastre de astăzi sunt într-un show business, într-o afacere de spectacol religios. În asta suntem un show business. Toată săptămâna producem spectacolul de duminică, programul. Luni are orchestra, repetiție, marți corul, miercuri corul de fete, joi corul de pensionari. Și avem 10 de coruri, formațiile, ați auzit? Formațiile de luptă. Te ferească Domnul să faci vreo regulă cu vreo formație din asta, că transformă trâmbițele în arme. Okay. Toată săptămâna investim toate energiile în producerea programului. Okay. Și apoi vine spectacolul de duminică și dacă vin iubiții ascultători sau spectatori, e fain dacă nu vin treaba lor. Nu?
Și apoi nu mai avem timp de predică, pentru că dacă nu... Cum, domnule, drăznești să nu pui corul de două ori, nu? Săraci, au muncit repetiție, pui de două ori, pui fanfara de două ori, corul de fete de două ori, orchestra de trei ori. Că dacă te blești de prunci, fraților, s-a terminat. Și atunci rămâne 15-20 de minute de predică la sfârșit. Pentru că noi avem program. Am început să fiu obosit de chestia asta. Bolnav de treaba asta. Și am găsit că există și alte soluții. Biserica noastră nu avem program în timpul săptămânii. Nu avem program, domnule, deloc. Ne adunăm în case. Avem vreo 7 sau 8 grupe mici. Toți studiem Sfânta Scriptură, ne întâlnim în casele fiecărui credincios. Și am descoperit că se poate investi timpul ăsta în creșterea spirituală a fiecărui credincios. Nu în spectacolul ăsta de duminică. Știam că trebuie să fac această schimbare. Știam că este radicală. Știam că în momentul în care am să plec de acolo, am să fiu în stradă. Probabil nu o să-mi pierd casa, nu o să mai am asigurare pentru familie. Dar am plecat. Am plecat, am mizat totul pe o singură carte. Și am zis, Doamne, dacă nu mă ajuți acum, sunt mort. Asta e un lucru radical. Să faci ceva, că dacă Dumnezeu nu intervine, te-ai făcut de râs. Asta înseamnă să faci ceva radical. Și am început să caut un loc unde să încep o asemenea biserică. Și nu găseam nicăieri. Toate bisericile adventiste erau închiriate duminica, sinagogile evreiești la fel, sălile de sport ale școlilor erau închiriate pentru biserici, nicăieri nu găseam nimic, nimic. Un păstor american a fost gata să-mi dea biserica de la 1 la 5 după masă, duminica. Sinucidere curată, nu? Când toți pentecostalii dorm. La ce pentecostal e ăla care nu doarme după masă, domnule? La nu-i pocăit, domnule, nu doarme după masă. De fapt, ascultați-mă bine, se pare că somnul duminică după masă este singura disciplină spirituală care noi o practicăm foarte consecvent, nu? Cum să încep, domnule, biserică când alții fac disciplina asta spirituală? În fiecare? Nu, cu sinucidere. Nu iese loc. Era joi dimineața. Ne-am pus la rugăciune cu soția, cum facem în fiecare dimineață, ne bem cafeaua și ne rugăm. Și am zis, Doamne, dacă vreodată am avut nevoie de vreo minune în viața, cum am, fă ceva. Nu știu dacă am mai spus mai multe cuvinte decât asta, că nu mă mai puteam ruga. Ne-am pus pe sofă, tăceam, ne uitam unul la altul. Tăcerea aia care se lasă după greutatea care o ai pe suflet. Și în momentul ăla, cred că la câteva minute a sunat telefonul. Prima reacție a mea a fost, Doamne, ăștia nu te lasă nici să te rogi. Că acum, că nu te lasă să mănânci, frații, nu te lasă să dormi, altă problemă, dar nici să te rogi să nu te lasă. Nu știu cum sunt alții, dar eu am un obicei, ca și păstor, bun, rău, cum vreți, răspund la toate telefoanele. Nu contează la ce oră, răspund la toate telefoanele. Sunt unii care știu asta și mă sună la 3 noaptea. Da, eu răspund la toate telefoanele. Asta e boala mea. Eu cred că un păstor trebuie să răspundă la telefoane. Dacă nici măcar la asta nu răspund, la ce răspuns, domnule? La ce răspuns? A răspuns la telefon și dincolo de la capătul celorlalte era o femeie americană care zice, dumneavoastră sunteți pastorul la Scău? Da. Eu sunt manager a unui hotel care s-a remodelat, s-a reparat acum de curând și mă întrebam așa, nu cumva aveți nevoie de un spațiu pentru biserică? Cum să nu, Doamne, am spus. Aveți o sală așa de vreo 200 de locuri. Numai până la cifra asta funcționa credința mea pe vremea aia. Zicea, am și 500, domnule, dacă vrei. Unde sunteți, Doamne?
În câteva minute eram în mașină și am plecat cu soția să vedem locul acela. Era o sală din aia unde se țin nunți. Foarte frumoasă, superbă. Am întrebat cât costă. Zice, $500 pe duminică. Am scos cecul și am plătit. Aveam biserică. Ascultați-mă bine, am de gând telefonul meu să mi-l pun în ramă. Telefonul ăsta să-l pun în ramă. Pentru că pentru restul vieții mele am să trăiesc cu ideea că m-a sunat Dumnezeu la telefon. La 5 minute după disperarea mea, după rugăciunea mea disperată. Câți dintre dumneavoastră aveți experiență de genul acesta când Dumnezeu a intervenit în mod miraculos și a schimbat viața? Pune telefonul în ramă, soră. Pune cârjele acelea în ramă. Pune undeva să nu uiți niciodată asta. Să nu uiți niciodată asta. Pune rogojina aia pe perete. Vreau să închei spunându-vă, slujește Domnului cu pasiune dacă îi slujești, cu tot sufletul și cu tot zelul. Ieși afară din obișnuit, fă pentru Dumnezeu ceva ce n-ai mai făcut până acum. Știți că Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu într-o zi în care s-a dus mai departe ca de obicei? E? Știți că la mormânt Petru și Ioan au venit, au văzut și au plecat, nu? Am venit, am văzut și am plecat, că așa fac cei mai mulți pocăiți. Vin, văd și pleacă. Dar Maria a rămas. A rămas mai departe și ea s-a întâlnit cu Mântuitorul. O, dacă noi ne-am rugat mai mult decât ne rugăm, dacă am face un pic mai mult decât ceea ce facem pentru Domnul, lucruri mari s-ar întâmpla în viața noastră. Ieși afară din obișnuit, fă ceva neobișnuit, fă ceva radical dacă trebuie. Apoi, nu uita, dacă sunt obstacole, obstacole sunt ca să le biruiești, nu să fugi de ele. Sparge acoperișul dacă trebuie. Biruiește obstacolul. Insistă. Nu te da bătut. Sunt așa mulți oameni dezamăgiți și înfrânți pentru că s-au dat bătuți înainte de vreme. Apoi, lasă Domnului loc, dincolo de activismul tău și de implicarea ta personală. Lasă, pentru că Dumnezeu este Cel care face minunea, nu tu. Și ultimul, așa cum spuneam, nu uita niciodată intervenția Domnului. Faptul că am scris această carte, Betel, este că am vrut să nu uit niciodată nici eu și nici cei de atunci de ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Adu-ți aminte de toate binefacerile Domnului. Asta te va încuraja și îți va da tărie în lucrarea pe care o faci. Spunea soția mea, Rodica, într-o noapte n-a putut dormi, mulțimea îngrijorărilor, biserică, soț, copii, așa, mamă, soție de păstor, s-a rugat Domnului și spune, dintr-o dată rugăciunea a devenit foarte ciudată. Am început să-mi aduc aminte înaintea Domnului de toată copilăria mea, de toate necazurile prin care noi am trecut și am povestit încă o dată Domnului toată noaptea aia. Și spre sfârșit, parcă Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, ei, dacă ai putut avea încredere în mine atunci, în lucrurile alea prin care ai trecut, de ce n-ai și pentru astea care ești acum? Rogojina aceea de pe perete va spune, ai încredere în Domnul și pentru alte necazuri, obstacole care vor veni în viața ta, pentru că Dumnezeu este același. Bun, plin de milă, gata să ierte, gata să vindece, să restaureze și să ne dea împărăția așa cum El a promis. Amin.